Bine v-am regăsit, urmăriți Global Weekend. Vă propun să vedem care sunt titlurile acestei ediții. Miza scandalului iscat de cazul Roșia Montană este una electorală, susține analistul politic Cristian Pârvulescu. Scopul este ca imaginea actualului premier să fie afectată înainte de alegerile din acest an. Vremea se încălzește în toată țara, dar vin și ploile. Potrivit specialiștilor, de săptămâna viitoare, minimele nu vor mai coborî sub 0 grade. Palestinienii din fâșia Gaza se vor ruga sub cerul liber de Ramadan. Războiul dintre Israel și gruparea Hamas a dus la distrugerea a sute de moschei. România a câștigat în dosarul Roșia Montană, judecat la Curtea de Arbitraj Internațional de la Washington, împotriva Gabriel Resources. României îi vor fi rambursate și cheltuielile de judecată aferente acestui proces, precum și costurile procedurilor de arbitraj, care se cifrează la aproximativ 10 milioane de dolari. Valoarea totală a despăgubirilor solicitate României de Gabriel Resources a fost estimată de guvern la 6,7 miliarde de dolari. Compania canadiană Gabriel Resources reclamase statul român în 2015, după ce proiectul de exploatare cu cianura aurului din zona Roșia Montană fusese blocat în Parlament la presiunea străzii. După 9 ani de proces, verdictul Curții de Arbitraj Internațional de la Washington a dat câștig de cauză țării noastre. Instanța a respins în unanimitate acuzațiile companiei canadiene și pretențiile financiare ale acesteia. Mai mult, Tribunalul Arbitral a decis ca România să primească aproximativ 10 milioane de dolari drept cheltuiel de judecată. Ca reacție, oficialii companiei Gabriel Resources au emis un comunicat în care își exprimă dezacordul ferm față de decizia instanței și anunță că acum evaluează opțiunile pe care le au la dispoziție, inclusiv aceea de a contesta verdictul. Succesul obținut de România în acest dosar devine însă și prilej de răfuială politică internă între prim-ministru și opoziție. Imediat după aflarea verdictului, premierul Marcel Ciolacu a mulțumit echipei de avocați care a reprezentat România, dar a transmis și că românii nu trebuie să sufere din cauza deciziilor unor premieri care au pus interesele personale mai presus decât interesele naționale. O referire la fostul premier Dacian Cioloș, în contextul în care zona Roșia Montană a fost inclusă în patrimoniul UNESCO și la inițiativa guvernului condus de acesta din urmă. La rândul său, Dacian Cioloș l-a acuzat pe premier că a făcut declarații alarmante care ar fi dus la creșterea acțiunilor Gabriel Resources pe bursă. Noroc că avem avocați responsabili, avocați care au știut să-și facă treaba, pentru că meritul e a lor, în primul rând. Și faptul că Roșia Montană e astăzi în patrimoniu UNESCO, protejată prin legile României și e valorificată în patrimoniu UNESCO, iată că se dovedește după ani de zile că a fost o decizie bună, o decizie corectă. Marcel Ciolacu a anunțat la începutul lunii februarie că România ar putea pierde procesul, iar statul român s-a arătat dispus să discute cu Gabriel Resources despre despăgubiri. Premierul a răspuns sâmbătă și acuzațiilor că ar fi influențat cotațiile bursiere prin declarațiile sale. Eu mă bucur, ca și prim-ministru, că nu las o datorie copiilor noștri. Că am avut capacitatea administrativă de a câștiga un proces. Cei cu acuzațiile care au lăsat datorii de 200 de miliarde pe care le plătim noi toți, eu nu le pot răspunde, decât că cred că au o problemă în altă parte. Deja vorbesc de patologie. Deci într-o zi istorică a României, unde avocații angajați de guvernul României au reușit să întoarcă un proces aproape pierdut, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influențeze acest proces. Am spus foarte clar, toate documentele vor fi puse la dispoziția presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim? Despre ce bursă? Ce eu joc la bursă? Valoarea acțiunilor Gabriel Resources a crescut în luna februarie pe bursa din Toronto cu aproape 30%, însă ele au fost oprite de la tranzacționare chiar cu o zi înainte de aflarea deciziei Curții de Arbitraj.
Liderul USR, Cătălin Drula, a anunțat că a solicitat autorității care reglementează bursa de la Toronto să investigheze o posibilă manipulare a pieței de capital. Statul român și Gabriel Resources trebuie să comunice în 20 de zile dacă au vreo obiecție asupra conținutului hotărârii luate de Curtea de Arbitraj de la Washington și 4 luni să invoce vreun motiv de contestare a deciziei. Miza scandalului iscat în jurul Roșia Montană este una electorală, susține analistul politic Cristian Pârvulescu. În opinia acestuia, scopul ar fi ca imaginea lui Marcel Ciolacu să fie afectată înaintea alegerilor. Așa explică analistul politic sumele fabuloase vehiculate în spațiul public înainte de aflarea verdictului în dosarul Roșia Montană. Dacă cineva a dat aceste informații greșite, a dat-o fie pentru a pune într-o situație imposibilă pe politicieni, pe cei doi politicieni, mă refer la primul ministru și la ministrul de finanțe, fie pentru că avea un interes economic. Noi suntem într-un an electoral, domnul Ciolacu este un posibil candidat la prezidențiale și acest scandal îl va afecta cu siguranță. Cristian Pârvulescu apreciază că scandalul Roșia Montană ar putea avea efecte electorale. Problema domnului Ciolacu este să fie credibil în turul 2. Ori în turul 2 trebuia să câștige voturi. Iar scandalul Roșia Montană cred că va avea efect asupra alegătorilor din turul al doilea. Complică foarte mult lucrurile. De asta posibilitatea ca domnul Ciolacu să fi căzut într-o capcană nu este exclusă. Prezent la Iași, unde a făcut primele declarații de la aflarea verdictului în cazul Roșia Montană, premierul și președintele PSD Marcel Ciolacu a lăsat lucrurile la fel de neclare ca zilele trecute în privința unei posibile candidaturi la alegerile prezidențiale. Nu știu dacă voi candida la președinte. N-am hotărât acest lucru. Cred că în primul și în primul rând trebuie să-l hotărăsc colegii mei. Dar și cu mine însă. Dar ce-mi doresc? Îmi doresc un președinte care să construiască. Așadar, România a câștigat la Washington procesul intentat de Gabriel Resources și a scăpat de plata despăgubirilor de până la 6,7 miliarde de dolari. Dar compania canadiană a câștigat la rândul ei prin dublarea acțiunilor la bursă, pe care mulți o pun pe seama declarațiilor venite dinspre guvernul României. Jurnalistul Euronews Andrei Nourescu ne prezintă o analiză detaliată. Bun găsit! Așadar, în ciuda victoriei obținute de către statul român la Washington, liderii opoziției au făcut totuși acuzații destul de grave. Cel mai vocal dintre aceștia, liderul USR, Cătălin Drulă, vorbind chiar despre o manipulare a pieței de capital și anunțând că va sesiza autoritățile din Canada. Haideți să vedem repede și care sunt aceste declarații incriminate de către opoziție. Avem pe data de 1 februarie, iată, o declarația lui Marcel Ciolacu. Spre finalul acesteia, el aduce aminte sau spune că va avea o discuție cu cei care este posibil să câștige acest proces. Dă cumva de înțeles că este probabil ca Gabriel Resources să câștige acest proces. Dar o să vedem imediat o declarație mult mai alarmantă, susțin cei din opoziție. Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al guvernului, pe 22 februarie a lansat pentru prima dată suma uriașă de 6,7 miliarde la care ar putea să ajungă despăgubirile care ar trebui să fie plătite de către statul român. Apoi a mai venit încă o declarație a ministrului de finanțe Marcel Boloș, o să o vedem imediat, pe 26 februarie. Acesta a dat de înțeles că dacă nu se va ajunge la despăgubiri, o soluție ar fi chiar reînceperea exploatării și practic cedarea zăcămintelor. De asemenea, teoretic, un avantaj foarte mare pentru compania canadiană. Așadar, toate aceste declarații făcute în luna februarie au dus cumva, susțin cei din opoziție, ar fi dus la o creștere a prețului acțiunilor. Haideți să vedem repede ce s-a întâmplat. Adevărul este că în luna februarie, când au început respectivele declarații, prețul acțiunilor era de 43 de cenți. El a stagnat la începutul lunii ianuarie la această valoare, dar a
apoi de la începutul lunii februarie a avut un salt brusc de la 43 de cenți, ajungând pe data de 7 martie la 87 de cenți, o dublare. Astfel, valoarea companiei, capitalizarea companiei Gabriel Resources s-a dublat și a crescut de la 450 la 900 de milioane de dolari, o creștere de 102%. Vedem acum imediat și cum a fost reprezentată România în procesul de la Washington. Aveți aici societățile de avocatură, majoritatea dintre ele din România, avocații români, iar completul de judecată a fost condus de către un președinte din China și apoi de doi judecători, unul din Argentina și unul din Australia. Și în fine, pentru că am tot vorbit despre câștiguri la bursă și o eventuală manipulare, trebuie să spunem că, iată, și în România sunt români care au avut de câștigat de pe urma acestei speculații. Pentru că, iată, avem o companie care deține în portofoliu 1,26 milioane de acțiuni. Valoarea actuală pe piață este de peste 1 milion de dolari. Iar acțiunile au fost cumpărate înaintea acestui proces la o valoare de mai puțin de jumătate. Deci, practic, a fost o investiție care și-a dublat valoarea în foarte scurt timp. Și ne întoarcem la declarații. Întreaga clasă politică românească a reacționat după verdictul favorabil dat țării noastre în procesul Roșia Montană. Dacă liderii puterii se felicită pentru victorie și mulțumesc celor implicați în proces, opoziția vorbește despre isteria guvernului dinaintea verdictului, care a dus la o explozie a prețului acțiunilor Gabriel Resources la bursă. DNA-ul ar trebui să afle cine a beneficiat de pe urma manipulării prețului acestor acțiuni, cere opoziția. Președintele Klaus Iohannis a salutat printr-o postare pe Facebook reușita României. După mulți ani de contestări și dezbateri, suntem astăzi la momentul adevărului. România câștigă procesul pentru Roșia Montană, fără penalizări sau despăgubiri, luptând și reușind să protejeze patrimoniul național, a transmis șeful statului. Într-un mesaj postat tot online, ministrul finanțelor Marcel Boloș a felicitat atât avocații cât și echipa ministerului implicată în acest proiect și a punctat că reclamanții sunt obligați să ne ramburseze cheltuielile de judecată. Tot despre recuperarea cheltuielilor din timpul celor 9 ani de dispută în instanță a scris și liderul PNL Nicolae Ciucă. Și el a mulțumit celor care au ajutat la soluționarea favorabilă a procesului. Speculațiile bursiere cu resursele minerale ale românilor trebuie să înceteze, a scris ministrul economiei Ștefan Radu Oprea. Oficialul a adăugat că România are materii prime pe care poate să le exploateze responsabil. Despre posibile speculații bursiere a vorbit și un liberal, care însă a lansat acuze la adresa premierului Marcel Ciolacu. Este vorba despre fostul prim-ministru Florin Câțu. Acesta a scris că instituțiile statului trebuie să investigheze dacă actualul prim-ministru a beneficiat de pe urma manipulării prețului acțiunilor Gabriel Resources prin comentariile din ultima perioadă. Și opoziția a transmis numeroase mesaje după aflarea veștii că România a câștigat procesul cu compania canadiană. Unele de bucurie, altele în care a adus în discuție și ceea ce liderul USR, Cătălin Drulă, a numit informațiile care au isterizat România legate de posibilele despăgubiri pe care ar fi urmat să le achităm dacă pierdeam. Drulă l-a avertizat pe actualul premier că va plăti pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Și liderul AUR, George Simion, a spus tot pe Facebook că unii demnitari au creat aparențe false în jurul sumei de aproape 7 miliarde de dolari pe care ar fi urmat să o dea statul român companiei canadiene. Simion mai spune și că formațiunea sa va propune ca infracțiunea de trădare din codul penal să implice și pedepsirea celor care înstrăinează resursele naturale ale României. Vremea se încălzește, dar vin și ploile, anunță meteorologii. Potrivit acestora, de mâine, temperaturile nu vor mai coborî sub 0 grade, însă vor cădea precipitații în aproape toată țara. În zonele înalte chiar va ninge. Dacă zilele acestea temperaturile au fost și vor fi negative, de săptămâna viitoare acestea vor fi preponderent pozitive, așadar cuprinse în general între 1 și 10 grade. O să fie și ploi. Dacă astăzi, mâine, doar pe suprafețe mici, prin vest, prin sud-vest, de luni și până la sfârșitul săptămânii, temporar va ploua în mai toate regiunile. Și în București așteptăm ploaie săptămâna viitoare, mai ales în prima jumătate a acesteia. Iar la munte
și ninsoare, la altitudini în special de peste 1500, de peste 1600 de metri. Întâlnire interesantă în Florida. Donald Trump l-a primit pe Viktor Orban, ce a urat premierul maghiar fostului președinte american, aflați în câteva minute în jurnal. Palestinienii din fâșia Gaza sunt nevoiți să se roage sub cerul liber odată cu începerea Ramadanului. Războiul dintre Israel și gruparea Hamas a dus la distrugerea a sute de moschei. Între timp, un sfert din populația palestiniană se află în pragul foametei. Momentan, livrarea de alimente pe calea aerului este singura metodă de ajutorare a oamenilor din Gaza. Allahu Akbar. Autoritățile palestiniene au anunțat că 1000 de moschei au fost distruse de la începutul războiului. Între timp, la Rafa, avioane de război israeliene au lovit o clădire rezidențială în care se aflau 400 de persoane, la câteva minute după ce locuitorii au primit ordin de evacuare. Autoritățile palestiniene au spus că nu au existat victime, deoarece oamenii au reușit să fugă din apartamente. شيوخ شباب كله هيتو وزي ما احنا ما معنا حاجة يا دوب وصلنا بس مسافة بسيطة جدا خبطوا الباب. În mai multe zone din Gaza, oamenii au adunat proviziile lansate din avioane. Totuși, locuitorii se plâng că o parte din ajutoarele parașutate deasupra regiunii devastate de război au căzut în mare. Între timp, la Tel Aviv, protestatarii s-au încăierat cu forțele de ordine. Oamenii au ieșit din nou în stradă și au cerut demisia lui Benjamin Netanyahu și a întregului guvern. Ei sunt nemulțumiți de modul în care autoritățile israeliene au gestionat conflictul cu gruparea Hamas și mai ales faptul că nu au reușit până acum să aducă acasă toți ostaticii. I think that our government has to call to announce a one-sided ceasefire now and stop the war, because I think it is most important that the hostages will be released, and I think this is the only way to release them. I think there is no point in carrying on with this sort of slow war. We're not going to achieve anything, and we're losing time, which is life for our hostages. Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a declarat că aproape 31.000 de palestinieni au murit de la începutul războiului. În partea israeliană, peste 1.200 de civili au fost uciși atunci când Hamas a atacat Israelul. Armenia ia în considerare ideea de a solicita aderarea la Uniunea Europeană. Declarația aparține ministrului de externe și a fost făcută în contextul în care guvernul de la Erevan încearcă să stabilească legături mai strânse cu Occidentul în fața tensiunilor cu Rusia. Armenia s-a îndepărtat de aliatul său tradițional, Rusia, mai ales după ce azerii au preluat controlul total asupra regiunii separatiste Nagorno-Karabakh. Guvernul de la Erevan a acuzat Moscova că nu a făcut nimic pentru a încerca să oprească o așa numită operațiune fulgere a Azerbaidjanului. În consecință, 100.000 de etnici armeni au fugit din Nagorno-Karabakh. Armenia și Azerbaidjan, două foste republici sovietice care au graniță comună, se află în conflict din 1992. În 2020, între cele două țări, a izbucnit o dispută care a făcut mii de victime. Atunci, Rusia a decis să trimită în zona așa numiți pacificatori. Relațiile dintre Armenia și Rusia au început să se înrăutățească după ce Vladimir Putin a declanșat războiul din Ucraina. Guvernul de la Erevan a declarat în repetate rânduri că alianța sa cu Moscova nu se referă și la războiul din Ucraina, în privința căruia Armenia este neutră. Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a întâlnit cu Donald Trump și a urat succes în alegerile prezidențiale. Orban a fost unul dintre puținii lideri europeni primiți de Trump la reședința sa din Florida. Premierul
Ungariei, Viktor Orban este unul dintre puținii lideri europeni care i-au urat lui Donald Trump succes la alegerile prezidențiale din noiembrie. Oficialul maghiar a scris pe platforma X: avem nevoie de lideri care să fie respectați și care să poată aduce pacea, iar Donald Trump este unul dintre ei. Premierul maghiar, care a mers în Florida însoțit și de ministrul de externe, a postat un filmuleț în care a spus că, citez, atunci când Donald Trump era președintele Statelor Unite, nu a fost război în Orientul Mijlociu și în Ucraina. Iar echipa de campanie a lui Donald Trump a publicat un comunicat în care anunța că liderul republicanilor și premierul maghiar au discutat despre o gamă largă de probleme care afectează Ungaria și Statele Unite, inclusiv despre importanța primordială a unor frontiere puternice și sigure. Democratul Joe Biden le-a spus jurnaliștilor că ar trebui să fie îngrijorați de relațiile apropiate dintre Donald Trump și Viktor Orban. Viktor Orban este considerat unul dintre puținii aliații lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană. La sfârșitul anului trecut, premierul maghiar s-a opus ca Uniunea Europeană să acorde Ucrainei un ajutor financiar în valoare de 50 de miliarde de euro. Deși, până la urmă, Ungaria și-a schimbat poziția, ajutorul vital pentru Kiev a fost oferit cu întârziere. În Congresul American, republicanii lui Donald Trump încă mai blochează un ajutor financiar de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Un student de la Universitatea de Stat din Moscova a fost condamnat la 10 zile de închisoare pentru că și-a numit rețeaua de Wi-Fi Slava Ucrainii, adică Glorie Ucrainei. Instanța l-a găsit vinovat de afișare publică a simbolurilor naziste și a simbolurilor organizațiilor extremiste, potrivit agenției RIA Novosti. Presa scrie că un ofițer de poliție ar fi semnalat autorităților numele rețelei. De la începutul războiului, oficialii ruși au aplicat mii de pedepse cu închisoarea sau amenzi împotriva persoanelor care au criticat public așa numită operațiune militară specială, dar și împotriva celor care și-au arătat sprijinul pentru forțele ucrainene. Cristina Piskova din Cehia este oficial cea mai frumoasă femeie din lume. Ea a fost încoronată Miss World 2024 în fața celorlalte 110 modele din întreaga lume. Cristina Piskova este studentă la drept și are 25 de ani. Ea a fost numită Miss Cehia în 2022 și este a doua concurentă din această țară care câștigă Miss World. La acest concurs, locul 2 a fost ocupat de concurenta din Liban, iar locurile 3 și 4 de reprezentantele Trinidad, Tobago și Botswana. Ediția din acest an, cu numărul 71, a fost organizată în India pentru prima dată după 28 de ani. Și sport acum, victorie zdrobitoare a Rapidului în meciul cu FCSB. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a învins FCSB cu 4-0 pe Arena Națională în ultima etapă înainte de play-off. Golurile au fost înscrise de Iacob și de kosovarii Krasniki și Rahmani de două ori. Înfrângerea suferită de FCSB este cea mai dură din acest sezon. În play-off, FCSB intră cu 32 de puncte, urmată de Rapid cu 28 și CFR Cluj cu 27. La meciul de aseară de pe Arena Națională au asistat 43.000 de spectatori. Avem nevoie de trenuri și gări civilizate, dar ce facem când avem o nevoie fiziologică? Să mergi la toaletă în tren sau prin unele gări e practic sport extrem doar pentru cei mai curajoși. Am mers cu mai multe trenuri, am coborât în mai multe stații, iar imaginile pe care le-am surprins sunt departe de civilizație. Urmăriți un fragment din următorul episod al campaniei Euronews România pierde trenul. Trăiți toaleta, știți cumva pe unde este? Și cum ai intrat în toaleta din gara Titu, ți-ai dat seama că ești într-un soi de grajd. Toți de aici mirosim a toaletă. Și
Ia uitați-vă aici. Ia să vedem. Există, spre exemplu, o salubrizare de mai mare amplitudine care o efectuăm o dată pe lună sau o dată la două săptămâni, dar în rest sunt salubrizări care le efectuăm zilnic la materialul rulant. Și așa e în fiecare zi. Așa e în fiecare zi și la acel și miroase toate trenurile. Și dacă ai o urgență... Deci... Nu faci pe noi, ce să facem? Asta e. Nu ne ducem. În primul rând, compania este mulțumită că merg trenurile. Încercăm totuși să ne facem un pic de curaj și să vedem călătorii care ajung în zona asta și au o nevoie fiziologică. Nu e ce trebuie. Aici avem toaleta despre care mi s-a spus că are culat. Că nu e toaletă pe aici? Nu vezi că nu este de imajată. Toalete înfundate sau stricate, din care lipsește orice urmă de minimă igienă. Halte și gări cu lacă de pe ușile toaletelor, clădiri în care ai toate șansele să iei vreo boală dacă încerci să te speli pe mâini. Călători care se îngrozesc doar la gândul că ar putea avea nevoie de o baie în timpul călătoriei sau cât așteaptă trenul. Este o mizerie de nedescris, este îngrozitor. Cum poate arăta o toaletă într-o stație CFR în 2024? Nici nu pot să respir. Din fericire, lucrul ăsta nu se poate da pe cameră. Am mers prin mai multe gări și trenuri ca să verificăm dacă se face curățenie, așa cum spun oficialii din birourile de la București. Cum arată, de fapt, multe dintre trenurile și gările din România? Vedeți la Euronews în următorul episod din campania România pierde trenul. Este final.